Deși e o cântăreață foarte talentată, apare în toate tabloidele ca ultima virgină din showbizul românesc. Denisa, pentru că despre ea este vorba, vine astăzi la Răi de Buni să ne arate ce poate. Va face față provocărilor lui Morar? Aflați asta în câteva momente. Rămâneți cu noi! Așa ceva sigur nu ați mai văzut. Da, doamnelor și domnilor, interesant subiect la Răi de Buni. Abia aștept discuția cu Denisa, care în seara asta coboară treptele și intră aici în gura lupului, ca să zic așa. Denisa, la Răi de Buni. Așa iubirea, te pierzi mereu cu firea, așa iubirea, la vreme de să rămână. Să rămână. Așa iubirea, ești bună și rea. Ce, e vreo problemă? Din potrivă. Denisa, te invit pe canapea. Mulțumesc. Măi, dacă mă vorbesc cu Elena, desigur, care și ea e o fată cu minte, fecioară nu mai e decât în zodie. Zodiac. Dar dacă a fi virgină înseamnă a fi fericită, atunci mi-aș dori ca această stare să... Cum să zic, să nu ieși din această stare toată viața. Că te-am văzut, tu zâmbești tot timpul. Dar eu sunt o fată pozitivă și fericită tot timpul. Cred că și de asta nu mi-am făcut iubit, că n-am simțit nevoia de o schimbare dacă în viața mea. Dacă după prima noapte de dragoste să rupe fericirea, știi? Să rupe vraja. Eu sper să nu. Mai bine rămâi așa, vorba aia. E și misterul ăsta din jurul tău. Dar văd că de altă parte... Ți-ai făcut implanturi cu silicon. Da. Cred că mi-ai zis data trecută la emisiune că te-am întrebat ce ai schimbat la tine și ai spus că ți-ai face implant cu silicon. Iată că ți-ai împlinit visul. Dureros? Da. Nu, chiar deloc. Nu? Mi-a fost foarte frică și 5 ani am așteptat momentul și mi-am făcut curaj după 5 ani pentru că era deja un complex, dar n-am avut dureri, n-am avut probleme. Mulțumesc Dumnezeu că a fost totul ok. Acum cât timp s-a întâmplat? Un an și jumătate, aproape 2 ani, cred. Dar promitem că nu dai medici în judecată, că nu o să apară la televizor cu poze de alea, cu sutienul ridicat. Uitați-vă, aici este firul pe care medicul a uitat în mine. Nu faci de astea, da? Nu știu ce să zic, am văzut și eu problemele Vicky. Fetelor. Da, fetelor. Dar e trist, e ceva șocant. Să pățești asta. Adică mergi la doctor să te faci frumoasă, nu corect. Să te strici. Și tu n-ai absolut nicio plângere la adresa medicului pe tema asta? Nu, am fost la un medic extraordinar de bun. Am fost extraordinar de mulțumită de rezultat. Măi, până la urmă, asta e avantajul. Sper că nu te-ai operat în barter. Adică, Nu. Acum vedetele de la noi, ai văzut, se duc, apar cu medicul la televizor și medicul nu le taie factură la final. Nu, la mine totul a fost ok. Medicul mi-a fost recomandat de câteva prietene și am văzut operațiile reușite și am mers cu încredere la domnul doctor. Badea, domnul doctor Badea se numește. Badea se numește. Da. Denisa, abia aștept să ne și cânți. Așa cum ziceam în pauză, glumeam pe aici, tu ești un fel de medicament pentru stresul din fiecare zi al românilor. Da, am o melodie care și ajung la... Și al românilor la... din străinătate, și al românilor care încă mai sunt puțin, câți mai suntem, 2-3 în România, dar ești un fel de algocalmin al nopților românilor. Mulțumesc mult! Da, până să ne cânți, aș vrea să ești de acord să răspunzi la un test de sinceritate? Sigur că da! Da, sincer, sincer, sincer! Sincer, sincer, fii atent! Elena este pregătită să-ți dea pedepse dacă simte că... Dure. Bine. Pedepse dure, da. Dacă simte că o dai pe după prune așa cu unele răspunsuri. Ce ai face dacă ai ști că e ultima zi din viața ta? Am mai spus asta, eu abia aștept momentul în care o să fiu mămică. Eu cred că asta e menirea unei fete, să simtă, nu știu, că... Păi stai, tu încă ești virgină, tu te gândești la... Păi da, mă gândesc la momentul ăsta. Eu nu m-am gândit niciodată la mirese, la... M-am gândit la momentul dar în care o să fiu mamă. Dar poți să rămâi însărcinată și să rămâi virgină? Nu cred. Ba da, mă, se poate. Seminare. Da, Mihai. Ba da, cu inseminare se poate. Da? Da. Dar eu nu-mi doresc să nu se încurce să rămân toată viața virgină. Adică la un moment dat îmi doresc eu să-mi găsesc prințul. Nu vreau să rămân așa toată viața. Dar nu mai bine faci tu selecție de prinți, îi aranjezi, îi aliniezi așa 10 prinți. Ar fi. Și zici,
nu mă culc cu niciunul, întâi vreau să-mi faceți un copil. Știi că la noi bărbații asta e ideea. La noi bărbații e pe bază de prima noapte. Da? Da. Nu mă dezamăgi. După prima noapte, ți să, cum să zic, în multe cazuri, dacă nu-i drag. Exact. Ceva, nu? Să stinge focul. Noi bărbații suntem înflăcărați până să consumă prima noapte. De-aia zic, ia-ți unul care să-și asume responsabilitatea unui copil, da, faci o inseminare. E cam greu. Și după aceea faci, după ce se naște copilul, trăiești prima noapte de dragoste. Nu, corect. Nu, așa vrei tu? Sunt bon, eu așa zic că ar fi bine. Nu. Cum? Așa zic că ar fi bine. Nu, n-ar fi corect? Corect. Ca să vezi dacă ăla e responsabil, dacă ăla, păi da, te iubește sau nu te iubește. Trebuie să treacă prin niște etape, să-ți dai seama că un bărbat își dorește să fie lângă tine și să-ți facă și un copil și să, nu știu, să-ți rămâi o perioadă îndelungată cu el. Am înțeles. Trebuie următoarea, să treacă niște teste. Următoarea întrebare, la testul de sinceritate. Dacă ai rămâne pe o insulă pustie, cu ce burlac al momentului ai vrea să fii? Da, bine, că-i burlac, că-i minor, că-i văduv, oricum nu interesează că Denisa e, nu prezintă niciun pericol atâta vreme cât... Da, nu știu, mie îmi place foarte mult, cred că îl știi și tu. Cine? Așa ca om, ca apariție, ca ce vrei tu. Cine? Sean Paul. Îl știi, sigur. Sean Paul? Da. Asta de cântă cu Enrique Iglesias, Bailando, da, nu? Da. Am înțeles. Ia dați un telefon, vă rog frumos. Când vine România, nu? Să-l aștept, poate nu mai vine. Eu cred că i-ar plăcea să aibă onoarea. Să fie deschizător de drumuri. Care a fost prima ta dragoste? Ca orice fată în liceu. Am fost îndrăgostită de un băiat, dar chestii de copii. Ne plimbam de mână prin parc, ne sărutam și iată. Și ai dat papuce? La un moment dat, da. De ce? N-am mai avut răbdare cu tine? Nu, deveniți așa, ne-am plictisit. Păi normal, să te pup în fiecare seară. Te plictisit, cât pupat, nu? Cât a stat împreună? Câteva luni. Măi, ca la jocuri, în dragoste e ca la jocuri. Și ok, la nivelul următor când trecem? Că da, pe nivelul ăsta l-am terminat de 2-3 ori. Hai să trecem la nivelul următor. Am fost nehotărâtă și mai bine s-a încheiat. Cum te vezi peste 10 ani? Peste 10 ani mă văd tot pe scenă, cu un iubit și probabil, sper eu, cu un bebe. Cu un iubit și cu un bebe. Da. Tu crezi că într-o zi o să apară prințul pe un cal alb, nu? Da, dar eu chiar cred în iubirea sinceră și chiar nu vreau să fiu dezamăgită din prima așa. Cine era idolul tău în adolescență? În adolescență? Mie mi-a plăcut extraordinar de mult și îmi place în continuare Andra. Eu Andra. Când Florin Pește m-a ascultat la studio și mi-a cerut o melodie să-i cânt, eu i-am cântat o melodie de Andrei. Mai ții minte ce melodie? Da. I-am cântat: vreau sărutarea ta, doar tu ești dragostea mea. Oh, nu-mi pot imagina o noapte fără iubirea ta. Oh, yeah. Doamnelor și domnilor, asta a cântat Denisa la prima întâlnire cu Florin Pește. Da. Mi-a purtat noroc. Restul e istorie. Care e cartea ta preferată? E, da. N-am foarte multe cărți la activ, să zic așa. Unul că nu am timp. Am citit vreo câteva cărți de dragoste, dar Iubita nimănui cred că am citit ultima, acum vreun an și ceva. Unde ți-ai făcut ultimul selfie? În avion, acum 2 zile. De 2 zile nu ți-ai făcut selfie? Da, da. Băi, trebuie să mergi la medic, să te cauți. Eu zic să faci acum unul, repede. Deci trebuie să-ți faci un selfie repede, nu știu, ia-ți telefonul. Dacă o fată nu-și face selfie 2 zile la rând, e o problemă. E o problemă, nu? Trebuie să-i prescrie medicul ceva. Da. Uite, Denisa, ia-mă mică telefonul, fă-ți... Nu, cred că ai pus pe invers. Până... Fă vă 37 de poziții acolo. Am făcut. Dar ia, cum faci tu? Nici tu nu știi? Nu. Uite, apeși pe plus sau minus și se face, să nu te mai chinui așa. Pe bune? Da. Nu cred că nu Băi, știai. Băi, tu dai seama cât de prost sunt? Nu cred că nu știai. Mamă, și am stat 7 zile cu antibiotice la pat, câte selfie-uri puteam să-mi fac. Eu tot timpul apăsam pe treaba asta pe ecran. E mai greu. Și te mai chinui greu. Cu... Da, da. Deci faci așa, da. Din plus și minus, da? Da. Pe plus. Mamă, câtă șmecheria. Ia uzi, la viteză. Selfie pe sistem turbo. Bam, 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 bam. Da. Așa. Deci cu cărți nu vorbim despre cărți. Dacă ai câștiga 1 milion de euro, ai renunțat la ce faci acum? Cred că nu. Chiar dacă pare o minciună, eu fac ceea ce îmi place.
Poți să-i numeri și... primii? Așa. Spune. Spune, spune. Și cred că de aici e și bucuria mea când te urci pe scenă, când mă urc pe scenă și văd că lumea mă aplaudă și mă iubește, nu știu, îmi dau așa o forță, o energie pozitivă. Poți să-i numeri primii trei bărbați din România care îți plac? Primii trei. Nu prea îmi place mie să dau nume așa, că mi-e cam rușine. Uite, un bărbat frumos... Ți-e rușine de bărbați? Da, mi-e rușine să spun la televizor că îmi place de X sau Y. Da, uite, o să spun unul care îmi place și mi se pare foarte așa. Uite, o să spun doi. Doi. Cătălin Botezatu, da, și Adrian Mutu. Mutu și Botezatu. Măi, Mutu, dacă se uite la emisiunea asta, sigur îți dă un telefon. Corect. La Botezatu am dubii. Nu știu. Da, e că am greu cu numărul meu de telefon, dar... E greu de găsit, da, numărul tău. Da, și da. Întotdeauna numărul ei de telefon răspunde vărul ei. Și... Da, da, da. L-am te vărul meu, care... Credeți-mă. Da. Deci vărul, că de fapt ea s-ar fi iubit până la vârsta asta, dar vărul ei... Nu, nu cred. Hmm? Nu e așa. E un fel de centură de castitate. Păi, nu se apropie nimic de ea. Da, e un super un băiat. De tată, de tata socru, pentru viitorul meu un fel de, un fel de tată socru. Da, între iubiții pe care i-ai avut până acum, sau, mă rog, da, cu care te-ai plimbat prin parte, ai sărutat și ați mâncat o înghețată, după care te-a condus acasă. Te-ai uitat vreodată în telefonului, în mesaj, în mail? Da. Controlezi? Da. Da? Îți dai seama. Eu nu prea am încredere așa în bărbați, că dacă de mică sunt printre ei, nu prea mă zăpăcesc așa de repede. Și nici nu prea am încredere în ei. Mamă, din cineva păcate. Să iese din fata asta. Da, o să fie puțin, o să fie poliția în acțiune puțin. Mihai, deci dar eu mă întreb pe cine a controlat. Păi iubitul ei, păi uite, cine? Iubitul meu din copilăria mea, din adolescență. Am înțeles. Deci știi cum să te porți cu un bărbat, știi cum ar trebui să arate, da, dar nu faci niciun pas. Nu. Pentru că nu am simțit că a apărut bărbatul de care să mă îndrăgostesc, nu știu, încât să fac un pas important. Am înțeles. Ciudat. Dar dintre colegii de scenă, că ai cântat cu o grămadă de colegi de breaslă. Da, am cântat cu majoritatea din acest gen muzical, dar majoritatea sunt căsătoriți și nu mi-aș permite niciodată și nici nu-mi place. Adică, în primul rând, pentru mine nu aș vrea altfel de viață. Și plus că ne vedem așa, ca frații noi. Ce faci, soro? Bine, frate? Am citit o declarație pe care cred că ai făcut-o tot aici, la Antena Stars, și spui așa. M-am săturat de titulatura asta, e urât cuvântul virgină, nu mi se pare niciun motiv de bucurie, e un subiect intim. O să mă programez pentru prima noapte de amor, dar nu știu când. Da, la Adriana am dat... La cine să programez? Că nu e cu programare. Nu, ca la a fost ceva, nu știu. E luat din context, probabil, nu a fost chiar așa. E ciudat așa când apar la televizor ultima virgină. Ultima virgină e ceva, nu știu. E un subiect foarte intim, cred eu. O să-l aștept toată numai în aur. Tu îți dai seama ce important e băiatul ăsta, da, dacă l-aștept cu aur pe mine? Da, îmi făceam un tratament cu aur. Și îmi spuneau că mă pregătesc pentru prima noapte de dragoste. Viitorul meu iubit trebuie să fie frumos, da, cu bani, și de vreme acasă. Nu cu foarte mulți bani. Am spus că viitorul meu iubit trebuie să nu simt eu că sunt stârpul casei. Adică să nu cadă tot pe mine dacă eu nu cânt weekendul ăsta, nu avem... Ok, deci tu practic să faci de plăcere ceea ce faci. Nu cum faci de plăcere, dar să câștige și el măcar, nu cât mine, dar mai puțin ca mine. Să nu fie totul pe spatele meu. Eu nu cred că poți să stai cu unul care câștigă mai puțin decât tine. E eu foarte greu că... pentru o fată. Dar nici cu unul care să câștige mult mai mult decât mine, nu cred că aș putea să stau. Nu știi care e faza? Că ăștia care câștigă mai puțin, de obicei au... câștigă femeia. Păi ia să fie o trântor, da, știi? Da, da, nu vreau așa. Și sunt ăștia, Leneș, tatăl, da, de Albine, da, da, adică... Da, dar nu vreau niciunul foarte bogat care să-mi spună ce nevoie ai tu de cântat, stai acasă, nu știu, e ceva, încă nu am hotărât. Am înțeles. Mulțumim, Denisa. Eu vă Roberta, mulțumesc. Avem, da? Trebuie neapărat să ne cânte Denisa, dar până atunci Natalia Mateuț este acasă la o vedetă din România care, pentru că medicii nu prea îi dau șanse să facă un copil, cel puțin în perioada imediat următoare, s-a hotărât să înfieze un animăluț. Cum să-ți bagi dragonul în casă, o să aflăm în câteva momente de la Natalia, care este acasă la Roxana Marinescu. Dacă avem legătura... Tu ai animale? Nu. Nu am animal de companie, pentru că eu sunt tot timpul plecată și sărăcuțul ce-ar face în casă? Dar ce ți-ai luat dacă ți-ai luat? Un cățeluș, probabil. Cățeluș? Da.
Dar nu cred că o să... Nu, Mihai! Nu, mai îl dau 2-3 zile. Nu! Ce ai? Să plimbe cățelul. Astăzi, apropo, i-am făcut ultimul vaccin lui Olaf și de săptămâna viitoare pot să-l scot din casă. Deci, practic... Adică vine la practic, emisiune. Practic, nu mai am nevoie de tine, Elena. O să țin emisiunea cu Olaf. O să vezi că de-abia acum o să ai nevoie de mine. Abia de acum. Bună seara, Natalia! Hai că ne grăbim, trebuie să cânte Denisa. Nati! Ne auzim? Bună seara, bună seara, Mihai! Nati, l-a auzit pe tati? La cuplul... A, așa. Da, te aud. Bravo. Tu m-auzi pe mine, Mihai? Da, da. Perfect, mă aflu acasă la cuplul Roxana Marinescu, Victor Șvarț. Asta pentru că cei doi și-au cumpărat un, nu pot să zic animal de casă, o achiziție de toată frumusețea. E vorba de o dragoniță. Da, este o agamă cu barbă. Ce este? Muzică rock, ceva pe acolo? Da, este un dragon, să zicem așa. Red Tiger. Întrebare. Dintre atâtea posibilități, v-ați oprit la o dragoniță? Păi nu, o să vreau să fac o cameră de reptile. Vreau să iau și crocodil, dar am zis că la casă să facem un lăculeț așa cu crocodil. Doamne, și o să mai iau acum un... Asta nu știam de crocodili. Deci e prima oară când aflu. Da, ziceți-mi și mie, este greu de întreținut. E periculoasă, nu e periculoasă? Cu ce se hrănește? Este scump un astfel de exemplar? Poate să fie destul de scump. Pornește undeva de la 50 de euro și poate să ajungă pe la 2000 de euro bucata. Depinde de morf, adică de coloritul care are pe... Al vostru exemplar are un colorit frumos. Cam la ce preț s-a ridicat? 200 de euro, ceva de genul ăsta. Nu e chiar foarte scump. Cât bani a costat? Dragon cu guler, acum. Sunt aia din Jurassic Park care deschidau așa gulera și scuipau pe... Cât bani a costat dragonița cu barbă, Natalia? Vedem, vedem ce mai rămâne încolo. Mihai, a costat 200 de euro. Ne spune Victor, cam atât a fost. Scump, nene, dincolo era mai ieftin. Ce mănâncă? Gândaci, viermișori, salate, fructe, șoricei. Gândaci crescuți de soțul meu. Deci, da, în prima fază îi cumpăra de la pet shop și după aceea s-a gândit el că ar fi mai bine. Să-ți faci crescătorie de gândaci. Super. Exact. Și crede-mă, Mihai, că m-am trezit într-o dimineață cu 4 gândăcei. Mă rog, mascul, femelă și până acum văd că s-au mulțit, sunt cam multicei. Și i-am dat ultimatum să-i pună la etaj, la etajul 1, pentru că nu mai suport cu ei în cameră. Cum o cheamă? Ari. Deci, ca practic, ca să... Și atunci am pus și ei numele Ari. Ca să înțeleg. Soacră mea, tu stă tot așa cu țepi în cap. Roxana, până vă hotărâți să faceți un copil sau până o să reușiți să faceți acel copil, că treceți prin toate tratamentele și... mă rog, soluțiile existente inventate până acum, voi aveți o crescătorie de gândaci în casă și o dragoniță cu barbă. Cum o cheamă pe dragoniță? O dragoniță cu barbă, o cheamă Ari și o crescătorie de gândaci ca să-i asigurăm hrana, pentru că trebuie să și mănânce proteine. Ea mănâncă mai mult gândăcei decât ce ar trebui să mănânce legume, fructe. Da, înțeleg, o cheamă Ari ca pe soacra ta, Victor. Da, mama o să se uite la televizor și o să afle acum că o cheamă Ari, ca pe ea. Mă rog, pe ea o cheamă Arina și o să fie foarte încântată. Mami, te pup! Roxana, dar i-ați luat și mașina de tuns barba sau... Mașina de tuns barba. Vreau să-i văd barba puțin dragoniței ca să... Mi se pare așa, e o imagine... Mă aștept ca anul viitor să-mi scrii la Eurovision. Dragonița cu barbă. Ei, da! Super. E foarte simpatică, dar e vreun pic periculoasă, adică nu știu, sare. Nu, te rog frumos, hai să evităm acest moment. Că Natalia! Nu, mie mi-este foarte frică. Mângâie pe burtică, uite. Uite. Roxana! Este haioasă. Da? Poți să-i opui, te rog frumos, Natalia, puțin în piept Natalie Mateuț pe dragoniță? Nu, te rog, Mihai, mi-este foarte, foarte frică. Hai mă, Natalia, cu toții are trebuie și... să scăpăm de grijile astea. Are niște gheruțe, Mihai, cred că o să-mi lase niște semne de toate frumusețea. Uite așa atât. Uite ce stă. Hai, mai... E simpatică, da. Mai insistă, Roxana. E simpatică, dar... Îi place, uite. Am înțeles. Lese, i-ați luat... Îi place foarte mult. Ham, cu ce o plimbați prin parc? Sau? Nu, n-am ajuns chiar așa să o plimbăm în parc. Dar mi-ai spus că la ce gheruțare urmează să îi faci un fel de manicură, nu? French. Un French. Dacă vrei, Mihai, uite, de ziua ta o să-ți luăm una cadou. Nu, mulțumesc special mult! Pentru tine. Îți alegi tu ce vrei, ce specie și eu ți-au cadou. Nu, vreau, eu îmi doresc foarte mult ca voi să faceți copii. Și când Natalia faceți ne-a întrebat copii... dacă dragonii nu sunt pe cale de dispariție și i-am zis că în natură nu mai sunt, dar...
sunt mulți așa, crescuți în captivitate. Și dragonii legendari, da, s-ar putea să fie și aia pe care le dispariție. Dar mai crește dragonița asta? Eu nu-l aud. Mai crește? Hai să-i dăm și lui o cască. Așa, să șeruim aici. Așa. O să mai crească cam cu vreo 20 de centimetri. Auleu! Hai, da. V-am pupat! Mulțumesc mult de tot, Natalia, da, Roxana, Mihai. Victor! Pa! Vezi, mă, ce nasol e să nu poți să facă oamenii copii? Îți vin tot felul de idei de-astea, tu să nu... A, nu, niciun caz. N-ai putea să stai cu... Ai putea să stai cu o dragoniță de-asta în casă? Nu, nu, e foarte frică. Șopârle cu de-astea, gândăcei, nu-ți plac? Hai, mă, Denisa, mă! Eu, dacă aș vedea ce ai făcut tu colegii, cred că aș fi leșinat acolo să... Doamnelor și domnilor, ați văzut cât de sinceră e fata asta? Ce a zis? Nu pot să stau cu un dragon în casă. Ăsta e motivul pentru care încă la vârsta asta este virgină. Mulțumim mult de tot, Denisa. Mulțumesc. Văd că ți-au venit și băieții. Echipați, eleganți. Formația mea o să vă cântăm o melodie de dragoste, o melodie nouă, în colaborare cu colegul meu, Nicolae Guță, dar de această dată o să o cânt singură. Pentru toți îndrăgostiții. Colegul tău, Nicolae Guță? Da. Am înțeles. E duetul vostru, dar duet, o cânt dar singură. Singură, varianta. Perfect. Solo. Doamnelor și domnilor, pentru o noapte de dragoste, a fanilor ei, nu a ei, cântă Denisa. Și ne întoarcem imediat. Să împărțim viața jumii-jumat, și cu bune și cu rele vreau lângă tine ca să stau. Le, 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 la. Hai să împărțim viața jumii-jumat, și cu bune și cu rele vreau lângă tine ca să stau. Jumătate și cu bune și cu rele vreau lângă tine ca să stai.